Ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii. Spuneam, vreau să fac o precizare. Potrivit sinopticilor, da, Isus Hristos și-a dus crucea cel mai probabil până la ieșirea din Ierusalim. Acolo e puizat datorită supliciului la care a fost uh, supus, da. Efectiv, nu mai poate lucrul acesta să-l facă și sinopticii ne spun că s-a întâmplat ca un anumit Simon din Cirene să treacă pe acolo și atunci autoritățile romane, romanii au luat crucea Domnului Iisus Hristos și i-au dat-o lui Simon. Deci, practic, de la ieșire din Ierusalim până la locul supliciului al răstinirii, a dus acest bărbat cu numele de Simon din Cirena locul zis al căpățânii. Deci al căpățânii este termenul pe care este folosit aici, în greacă cranion, craniu, da? În evrește se cheamă Golgota, practic în aramaică, ei vorbeau aramaica. În latină, deci în latină este calvar. Deci termenul calvar înseamnă Golgota. La calvar, deci când folosiți termenul de calvar, să știți că înseamnă Golgota. Da? Deci, în Septuaginta, cei care au tradus în latină, deci termenul echivalent pentru Golgota este calvar. Da? Acolo a fost răstigniți și împreună cu el au fost răstigniți al doi, unul de o parte și altul de alta, dar Isus, iar Isus la mijloc. Din noi Ioan trece fugitiv, el scrie mult mai târziu prin comparație cu Matei, Marcu și Luca, Marcu este cel care scrie probabil mai devreme Evanghelia, da? Și uh, observați că el nu face decât doar între ce. încă doi au fost răstigniți, din nou, și noi spun că cei doi care au fost răstigniți erau niște, practic, niște tâlhari, niște da? oameni care, uh, într-un fel, să zicem, noi, uh, se găseau, sau prezența lor acolo era una justificată, pentru că moartea prin crucificare, dacă de asemenea vă aduceți aminte, era rezervată doar oamenilor care, practic era cel mai oribil mod de, de a trimite pe cineva la moarte în contextul concret al Imperiului Roman, deci pedeapsa cea mai dură, da? Și se aplica doar oamenilor care chiar aveau probleme serioase și se pare că cei doi, da, tâlharii ei, ei, aveau asemenea gen de probleme și spuneam, din nou, Ioan nu precizează, să zic, motivele sau doar amintește că au fost răstiniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Acum, din nou, dacă o să vă uitați în sinopte și merită efortul ăsta, o să observați că e, nu este identică afirmația asta, ceea ce este scris aici în Ioan cu ceea ce este, cred, exemplu, Matei, Marcus, așa mai departe. Dar esența este aceeași, da? aceeași. Deci nu o să găsiți în Matei scris, uh, că Pilat a scris în semnarea Iisus din Nazaret, uh, împăratul iudeilor. Este o altă formulare, dar esența este aceeași, da. Mulți iudei au citit această însemnare. Iisus era, da, această însemnare pentru că locul unde fusese răstinț, Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preotii cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris? A răspuns Pilat, am scris, da. Uh, formularea aceasta, mulți cred că, de exemplu, faptul că Pilat a pus să se scrie acea uh, însemnare, probabil a scris-o pe o hârtie care apoi a ajuns să fie scrisă pe, știu, ceva tăbliță și pusă acolo, a fost ca, să, ca un fel de afront la adresa, să zic, a marilor preoți, da? Vă aduce aminte că în contextul procesului care a loc pentru Domnul Isus Hristos în uh, Înaintea lui Pilat, uh, Iisus Hristos este acuzat că s-a făcut pe sine împăratul iudeilor, da. Și Pilat, cum să vă spun, asupra lui s-a exercitat acea presiune. Dacă, de exemplu, nu ne asculti, sau cine se face pe el rege... Și dacă tu accepti lucrul ăsta, atunci înseamnă că nu ești prieten cu cezar. Într-un fel l-au șantajat pe, pe Pilat ca să-l determine, ca să ia decizia de a le răstini. Și atunci, ca un fel de... Zis, da, este împăratul iudeilor. Și când au venit și au zis, nu, nu este împăratul nostru. El a spus că este... Spus, nu, ce am scris, am scris, da? Uh, ostașii, după ce au răstignit pe Isus, uh, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți. Câte o parte pentru fiecare ostaș i-au luat și cămașa care nu avea nicio cusătură, ce era dintr-o singură țesătură de până jos. Deci, deși nu în mod direct, implicit presupune sau înțelege că au fost patru soldați cei care au procedat la împlinirea acestei, să zic, execuții, acestei sarcini de a-L pe Domnul Isus Hristos, pentru faptul că au împărțit hainele în patru părți, au împărțit în trei, deci au fost acolo prezenți patru soldați, da? Și au zis între ei, să nu sfârșim, ci să tragem la sorți. de cămașa lui, care era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Da? ce am că e vorba de o tunică care era purtată efectiv pe, pe trup, da? Și unii fac aluze sau trimitere la haina marelui preot, din contextul veterotestamentar. Alții o asociază, vorbesc, care interpretează alegoric lucrul ăsta ca fiind vorba despre, ca o expresie a, a Bisericii, a unității bisericii, al la care a fi făcut Domnul Isus Hristos în rugăciunea din Ioan 17, efectiv, deci era o piesă de îmbrăcăminte, o tunică care era extrem de scumpă și, pentru ca să nu fie deteriorată, au zis să tragem la ea. Din nou, deși ne surprinde Ioan în mod identic lui Matei, precizează și-a spus era de câteva ori, s-au făcut sau s-au întâmplat aceste lucruri pentru ca să se întâmple ce a fost greșit. Aici am redat știu, texte, pasaje din Psalm 22 și alți psalmi care în mod profetic făceau aluzie la, la lucrul acesta. Da? De aici rezultă, de asemenea, că Domnul Iisus Hristos -să efectiv a trânat pe cruce gol, da? deci, fără nici un fel de îmbrăcăminte. Da? Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Este o întreagă discuție dacă la cruce au fost patru femei, dacă au fost trei sau dacă au fost două. Nu vreau să intru în detalii, dar doar ca să vă dau așa un mod de, de abordare. Să Lângă Cruce, lui Isus stătea mama lui, deci una, și sora mamei lui, deci a putea fi două, și Maria și nevasta lui Clopa. Sau poți să zici stătea mama lui, sora mamei lui Maria, deci sora mamei lui și Maria fiind o persoană, și atunci la trei și, în fine. Deci eu o discuție, nu merge, dar zis, există și, și uh, discuția asta pe tema asta. Uh, când ai văzut Isus pe mama sa, lângă ea, pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului său, iată mama ta. Ba, din nou vreau să fac o precizare, atunci când Uh, deci, în contextul și mai ales catolic și ortodox, uh, expresia, afirmația aceasta, femeie, iată fiul tău, da? pentru catolic și ortodox înseamnă ceva de genul, uh, Domnul Iisus Hristos pe cruce a încredințat pe toți ucenicii Mariei, mama Domnului Iisus Hristos și în felul acesta Maria ajunge să fie uh, deasupra tuturor. Faptul că o asemenea teză nu se susține este că uh, ne vine din versetul următor, dar vorbesc, că există multe uh, și tocmai de aceasta să zic, spuneam în catolicism, în, sper că nu se filmează, că nu mă audă catolici, și în Biserica Ortodoxă, ea ajunge să fie numită Regina Cerului și așa mai departe, da? Uh, și apoi a zis ucenicului, iată mama ta și din ace ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Acum, dacă Maria ar fi fost ea, s-ar fi ajuns ea, cea care să îngrijească de toți. Nu ar mai fi fost necesar ca Domnul Iisus Hristos să-i în mod concret uh, ucenicului, iubit, cel mai probabil Ioan, ca să o ia acasă și să o îngrijească. Dar tocmai faptul că ea avea nevoie de protecția și îngrijirea cuiva, da, ne, ne arată că teza respectivă nu... Nu se ține. Acum desigur se ridică următoarea întrebare, unde erau frații Domnului Iisus Hristos, dacă acolo era doar mama lui, unde era Iacov, unde era Iuda, unde era... Uh, desigur că probabil Iuda și Iacov și ceilalți frați care am avut Domnul Iisus Hristos încă nu au să se în acel moment în care să creadă realmente că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, da? În Evanghelia după an, de asemenea, dacă ați citit -o, și ați citit-o deja, deci ați parcurs-o ca și biserică și o parcurgeți, a remarcat că Ioan doar de două ori face referire la mama lui, odată la nunta din Canada, și atunci, într-un fel să zic, Maria este prezentată ca una care are încredere în, în Domnul Iisus Hristos. Zice, faceți tot ce vă va spune El. Dar le zice slujilor, ok, apare criza cu vin de la mesă și e, merge vorbesc cu domnul, Iisus, uite, nu, au, femeie, ce am eu a face? Și atunci ea se adresează de și faceți tot ce vă Asta înseamnă că ea exista, avea credința aceea că el, Hristos, poate să rezolve problema de acolo. Și mai apare doar în acest context din, legat de, de răstignirea Domnului, de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Da? Apoi a zis așa, după aceea, versetul 28, Iisus care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mie sete, acolo era un vas plin cu oțet, o sta și-au pus într-o amură de isop, un burete plin cu oțet și l-au dat, l-au dus la gură. Ma știți că, de exemplu, din nou în acest context al supliciului, în timp ce el vine cu crucea în spate și era obosit și epuizat, cima dorește ca să ofer și oferă din nou oțet și cu fieră, da? Și el refuză, da? El refuză atunci, în acel, la acel moment, să, să, ia din acel oțet, da? Dar de data aceasta acceptă și din nou ca să se împlinească Scriptura, ne spune și subliniază Ioan. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și-a dat Duhul frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare. Udei au rugat pe pilat să zdrobească fluele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Da. Uh, moartea prin răstignire, practic, se datora asfixierii. Uh, aine spune că era o zi mare, o sărbătoare mare, era ziua pregătirii. S-a întâmplat ca în anul respectiv, ziua de sabat și cu. Uh, de și a sfârșit și cade în, în același context. Și atunci, pentru evrei era o, o sărbătoare extrem de importantă și ei uh, nu doreau, potrivit Vechiului Testament și legilor din Vechiul Testament, uh, ca ele, trupurile respective, să rămână pe cruce. da? Și exista practica aceasta, pentru că moartea prin răstignire una lungă de durată, unor două, trei zile, chiar și o săptămână, putea cineva ca să agonizeze pe o cruce, da? Uh, era o moarte așa, uh, pentru a. Uh, pentru a grăbi moartea lor, se zdrobeau fluirile de la picioare la celor răstignit, ei nu, aveau, nu mai aveau putere pentru că de obicei când uh, nu mai puteau să inspire, nu aveau suficient oxigen, uh, sub picioare era un fel de suport, ei împingeau, și mai inspirau aer, oxigenau plămânii și mai era un timp de respiro când puteau ca să creeze și în felul ăsta să zic muribundu și continua viața. Pentru ca să nu mai poată face lucrul ăsta, deci ca să nu mai poată să-și împingă și le -a, li se drobea pulerea pe aici, atunci efectiv și în câteva, într-un timp foarte scurt mureau. Și de aceea spune că adică, au zdrobit. Pilat uh, a pus lui Pilat să zdrobească fără picioarele și au răstignit și să fie luați de pe cruce. Da? Uh, sta și au venit, deci și-au zdrobit fleru picioarul, cel din țară celui lat, e vorba de cei doi clar, și când au venit de la Isus, au văzut că murise. Nu i-au zdrobit fluere picioarul. Unul din ostași i-a străpus cu sulița și în data a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat, de deci cel ce l-a văzut mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul. Pentru ca și voi să credeți, vă aduce aminte, da? Motivul scrierii Evangheliei după Ioan îl găsim în 20 cu 30, da? Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus Hristos este fiul lui Dumnezeu și crezând în el să aveți viață veșnică. Și nu subliniază uh, Evanghelistul Ioan zice, "Lucrurile astea au fost scrise", adică el, cel care a relatat aceste lucruri au fost scrise pentru ca ca cei care vor citi scria lui să creadă într adevăr că el, Hristos a fost fiul lui Dumnezeu aceste lucru s-au întâmplat din nou uh, ca să se împlinească Scriptura, da? unde spune, niciunul din oasele nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura vă zice, vor vedea pe cine au străpuns. Acum, faptul că atunci când soldatul roman a luat și a străpuns cu asta Domnul Iisus Hristos, a ieșit sânge și uh, cel puțin uh, mulți zic că medical, asta confirma moartea Domnului Isus Hristos. există o explicație, am citit-o din punct de vedere fiziologic, ce se întâmplă acolo, cum se adună acolo un fel de lichid, un fel de apă și asta acolo între plămâni și inimă, nu vreau să intru în detalii, le puteți găsi așa în alte. Ok. Și apoi urmează îngroparea lui Isus. asta nu, nu face parte din uh, textul pentru astăzi, doar vreau să fac aici să amintesc un lucru, uh, romanii aveau obiceiul ca cei care erau răstiniți să fie lăsați pe cruce și efectiv să fie mâncați, devorați de vulturi. Grecii deci, aveau obiceiul ca trupurile celor care au fost răstiniți să fie luate de pe cruce și puse într-o groapă comună. grecii, iudei, evrei, da? Niciunul din cele două lucruri nu se întâmplă Domnului Iisus Hristos, după cum știm, va fi luat și am în mormântul Iosif din Aram Matei, un mormânt nou, și așa mai departe. Bun. Am vrut să parcurgem, spuneam, cu mici comentarii pasajul pentru dimineața asta. Și acum aș vrea să mă opresc asupra unei din aceste expresii, cuvântări, dacă vreți, sau grup de cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit pe cruce și practic este ultima din cele șapte rostire Domnului Iisus Hristos pe cruce. Și o găsim în versetul 30, unde spune, s-a isprăvit. Da. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Și așa cum spuneam, în câteva minute, așa ca o meditație, ar vrea să privim spre câteva din lucrurile care s-au isprăvit, sau pe care le-a isprăvit, dacă vreți, atunci și acolo, la cruce, Domnul Isus Hristos. Un prim lucru pe care vreau să-l subliniez și cred că și în mod sigur Domnul Isus Hristos l-a avut în vedere atunci când a rostit aceste cuvinte, s-a isprăvit, deci expresia în uh, grecește este tetele stai, da, s-a isprăvit, este că atunci și acolo, pe cruce, s-a isprăvit durerea și suferința Domnului Isus Hristos. Și când vorbim despre durerea și suferința Domnului Isus Hristos, avem în vedere cel puțin două aspecte. Pe de o parte, vorbim de durerea fizică, da, durerea fizică care în mod concret în ultimele zile, premergătoare strângerii a fost în mod acut prezentă în viața Domnului Isus Hristos, dar, dar putem trece dincolo de asta, să ispitim durerea, să zic, a respingerii, nu? A venit la și a isei, nu. Nu l-a primit, era o durere asta, nu? Dar dincolo de asta, aș vrea să ne amintim că Domnul Isus Hristos se întrupează, se naște ca să moară, ca să sufere, da? Undeva în eternitate, înainte ca să fie existat cosmos, înainte ca să fie existat lumile pe care noi le putem percepe, o parte dintre ele suntem conștienți, de altele alte, nu. Acolo, când Dumnezeu a făurit acest plan al mântuirii, da? Când a gândit acest plan al mântuirii. Încă din momentul în care s-a conceput, da, a fost acolo o decizie pe care a luat-o Hristosul lui Dumnezeu și a zis Este scris în solul cărții, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Încă de atunci a, a, a început suferința Domnului Iisus Hristos. Dacă ne ducem, de exemplu, în uh, Petru, în capitolul 1, acolo, în, în tea Petru, da, uh, va spune uh, Petru că judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu, da? În un spune Pavel, și casa lui Dumnezeu sunteți? Voi, da. Hristos este, spune Pavel în Corinteni, piatra de temelie în această casă lui Dumnezeu. Dar tot el este și piatra din capul iungului. Binecuvântat să fie numele lui. Și el este primul care, care suferă, care se asumă suferința aceasta. Și aici, și acolo, la cruce, la calvar, când Domnul Iisus Hristos afirmă, s-a sfârșit. Suferința aceasta s-a sfârșit. Poate ca nimeni altul, atunci și acolo, și cântăm un cântec așa de frumos, care subliniază adevărul ăsta, Dumnezeu și-a întors fața. Ați aminte? Acolo pe cruce, Dumnezeu Tatăl și întorce fața. Și Domnul Iisus Hristos rostește acele cuvinte, Eloi, Eloi, lama! sabactanii. Dumnezeul meu după? Dumnezeul meu pentru ce? Pentru ce mai părăsit? Acolo și atunci, pe cruce, s-a sfârșit această suferință. Pentru Hristos, în acel moment, a însemnat, s-a început gloria și a fost înălțat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și stă la dreapta Tatălui, binecuvântat să fie numele Lui. Și în fața Lui Orice fătură din cer și de pe pământ se închină și scrigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Deci atunci și acolo, la Calvar, s-a sfârșit. De 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 există și e, multe alte conotații, dar din punct de vedere spiritual, v-am spus, e, lupta aceea din Ghețiman, da, când e, efectiv resimte în mod psihic toată greutatea păcatului întregii lumi, da. A fost o luptă teribilă. Atunci și acolo, la crucea s-a isprăvit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și, și Domnul Iisus Hristos punctează, punctează acest adevăr. În al doilea lucru, în al doilea uh, sens care îl poate avea această expresie s-a terminat. Domnul Iisus Hristos face această afirmație arătând că o lucrare care i-a fost încredințată a fost terminată. Binecuvântat să fie numele Domnului. În contextul concret al vremii în care trăia Domnul Iisus Hristos, robul, cel care lucra pentru cineva, îi se încredința un lucru să facă. În momentul când a sprăvit acel lucru, venea celui care i-a încredințat, a delegat acea sarcină, acea responsabilitate și venea tetele asta, adică am isprăvit, am terminat lucrul încredințat. Mi-am terminat lucrarea încredințată în mod identic Domnul Iisus Hristos acolo pe cruce. Poate să afirmă, te stai, s-ai sprăvit, am terminat lucrarea care m a încredințat-o, binecuvântat să fie numele Domnului. Acolo la cruce, la calvar, moartea lui Hristos sau Hristos murind în locul nostru, ispășește păcatele noastre adică, lumea întregă, ale lumii întregi, ale mele, dintre noi, binecuvântat să fie numele Lui. Și aceasta este o lucrare terminată, slăvit să fie Domnul. Ați aminte de marele preot când intra de ziua ispășirii cu sângele mielului care i adus ca jertfă de ispășire, intra în Sfânta sfintelor. spun unii dintre ebraiști, am citit mai multe lucrări ebraice, că în momentul în care mergea cu tava cu sânge și când primi strop de sânge din vasul care îl avea, îl turna și atingea capacul ispășirii el rostea niște cuvinte în aramaică identice, echivalente cu expresia aceasta, s-a isprăvit. Ceea ce însemna că s-a sfârșit. Jerf a fost primită, poporul plecat din prezența lui Dumnezeu, bucuros cu păcatele acoperite. La aproape 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos, pe cruce, rostește, s-a sfârșit. El, marele nostru preot, preot și miel, binecuvântat să fie numele Lui. Atunci și acolo ai sprăvit. Ai sprăvit cu păcatul nostru, cu păcatul meu, cu păcatul fiecăruia. Ai spășit păcatele noastre și îl binecuvântăm pentru lucrul acesta, îl preamărim și îl glorificăm pe Dumnezeu pentru adevărul acesta. Apoi, o altă semnificație, mă uit la aceasta așa, o altă semnificație acestei expresii extrem de, extrem de bogată în sensuri, este aceea a faptului că datoria a fost plătită. Datoria mea, spun versurile unei cântec, da? A plătit-o? El. Binecuvântat să fie numele Domnului. În Efeseni 2 cu 14, Colosem de cu 14, cuvântul lui Dumnezeu va spune că zapisul cu Lui care era împotriva noastră a fost pironit pe lemn. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acolo pe cruce a fost pironit zapisul cu poruncile cu, care reclama datoriile noastre în raport cu legea. Și Hristos, murind la cruce, El plătește, El achită datoria noastră a fiecăruia, binecuvântat să fie numele Lui. Putem să trăim ca oameni liberi în Hristos, ca oameni liberi în Hristos, binecuvântat să fie El. Și lucrul ăsta ar trebui să ne determine să fim plini de bucurie să celebrăm lucrul acesta, suntem la masa Domnului, da? Să ne bucurăm că datoria noastră a fost plătită și nu era puțină datoria noastră. Plata păcatului este moartea, dar darul fără de plată al lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică, binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, și mă duc așa mai, un alt sens o altă semnificație pe care o poate avea această expresie, s-a isprăvit, este că atunci și acolo, pe cruci la calvar, puterea morții și moartea a fost zbiruită. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Amin! Credea probabil diavolul că, morind Domnul Iisus Hristos, e biruit. Deși nu știu câtă intensitate au avut acele cuvinte s-a sfârșit. Nu știu dacă am fost suficiente resurse ca să fie auzit acea voce probabil stinsă datorită epuizării la 2-3 metri distanță de cruce. Dar în mod sigur i-a răsunat în iad și în cer. Glorie Domnului! Moartea a fost biruită. Va spune Pavel în Corinteni, unde ți este? Boldur? Moarte. Unde ți este? Murind și apoi învind din morți. Puterea morții a fost biruită pentru totdeauna. E adevărat că pentru noi, ca și oameni, mai experimentăm și vine un timp când, dacă nu e Domnul, trupul acesta biologic va fi depus în țărâna pământului, da? Și ne spune tot Pavel că dușmanul cel din urmă pentru noi, care va fi nimicit, va fi moartea, o, o nimicire e, definitivă. Dar ceea ce vreau să vă reamintesc este că pentru fiecare dintre noi moartea nu mai este ceva care să ne inspire groză. Nu este ceva ultim, nu este ceva spre care privim cu fatalitate, da? Ca și punct terminus, da? cum spunea eu în legenda secolelor, moartea este un tunel spre zori unei alte vieți. Noi știm că, că moartea este doar acel loc pentru sau intermediul prin care noi intrăm în glorie, în prezența lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Și lucrul acesta ar trebui ca să, să ne încurajeze și ar vrea să mai subliniez un lucru, să văd acolo la cruce, și cu aceasta vreau să mă duc spre încheiere, puterea diavolului a fost nimicită. Se spune despre Napoleon că după Waterloo, el știți că a fost exilat în insula Sfânta Elena, da. Nu vreau să intru în detalii în modul în care el a pierdut, să zic, pătrea de la Waterloo, putea să o câștige, dar Dumnezeu îi conduce istoria. Vreau că Era, nu de puține ori, văzut stând în fața unei hărți cu Europa întreagă, așa, a Europei de atunci, și din nou se uita la Waterloo și dacă aici aș fi câștigat. Efectiv vorbea, lumea întreagă ar fi fost a mea și toți mi s-ar fi închinat mie. Și așa, în felul ăsta, să zicam, a murit de exilat, gândindu-se că dacă acolo ar fi câștigat la Waterloo, întreaga lume de atunci ar fi căzut la picioarele lui. Să am și diavolul probabil, în mod identic, zice și el, dacă aș fi câștigat la Cruce, altul ar fi fost. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu. Hristos a biruit acolo și a sprăbit. Și puterea diavolului și a păcatului a fost înfrântă la calvar. Și pentru că ne apropiem și o să stăm la masa Domnului. Și trăim într-o lume în care fiecare dintre așa cum se amintea și la timpul de rugăciune, în fiecare zi suntem în acest conflict, dar suntem în cele două lumi, O lumea spirituală și cea fizică, da. Există un teren comun pe care ne aflăm și uneori, uneori cădem, uneori alimentăm, clacăm. Vreau să vă spun că nu este pierdut totul noi suntem mai lui Dumnezeu, chiar și atunci când cădem. Condiția este ca să ne ridicăm, să ne pocăim, să mergem înaintea lui Dumnezeu. Dacă cumva în dimineața asta să zic, diavolul, să zic, uite, urmează să stai la masa Domnului, dar cum să stai tu la masa Domnului că? Și îți va pune, și -ți va duce aminte de lucruri din trecutul tău. Poți să spui, da, diavolul e adevărat. Sunt chestiuni reale pe care tu mi le aduci în aminte, în trecutul meu. Dar pentru el a murit Hristos și eu mă încred în el. Dar eu vreau să-ți aduc ce diavole, aminte de viitorul tău care nu arată prea bine. Amin? Amin. Nu arată prea bine viitorul diavolului, așa că nu cedați. Nu vă speriați să zic, ok, uite, ai făcut asta, Ligia, ai făcut asta, Mia, Ionel, nu știu ce. Nu poți să stai. Da, le-am făcut, îmi pare rău, mă pocăiesc, dar, diavole, viitorul tău este sumbru. Așa ne spune Scriptura. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu uităm. Să ai nu este un strigă de disperare, ci este strigătul victoriei, al biruinței Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.